Cineva? Aș vrea să începem, aș vrea să ne zic pe Vali. Pentru astăzi, Vali a avut o temă mai grea. O temă și și-a propus să vorbească despre cât de important este să te documentezi înainte să scrii pe loc, înainte să dai share-uri și să vorbești despre un subiect care poate nu este adevărat. Și am zis, cine a fi mai potrivit pentru astfel de temă decât Valbertu? Te rog, Vali, și vă rog un aplauze! Bună ziua, bine v-am găsit! Închide cineva ușa, te rog! Mersi! Mă uit așa în loc și mă... mulțumesc! Numele este Vali Petcu, am un blog de 8 ani de zile, scriu pe el, fac consultanță, sunt coleg în vecina Brașov, Călin Grozea, din când în când am făcut un proiect special. Prezentarea mea este despre cum ceea ce facem noi în fiecare zi în social media și poate că să vă las câteva idei despre cum ar trebui să abordați subiectele pe care le șerviți pe Facebook și mai departe. Întâi, ce ar vrea să spun, n-am fost la sesiunile de mai devreme, pentru că prezentarea de următoare cu subiect senzațional și n-am vrut să fie mă vorbesc, este că mie mi se pare că începe un an foarte bun. Aici sunt niște oameni de la agenție în panel, poate iau mai multe detalii, dar din ce mi s-a părut mie că la jumătatea anului trecut Facebook s-a dus în cap pentru companii, lumea s-a întâmplat la lucruri pentru adevărat importante, hai să creăm conținut, hai să facem online, hai să facem aplicații de Facebook, hai numai să facem orice altceva decât reclamă pe Facebook și mici pișcătele. Are cineva idei de cât sunt pe internet? Numărul de oameni? 6, 7, 10, 10 la 1, în timpul? 7. 8, 9. Știți de ce nu știm exact că sunt? Pentru că sunt mai multe metode de măsurare. Încep cu chestia asta ca să dăm seama de fapt cât suntem și cât ne amăgim că suntem. Vă dau un exemplu. Dacă eu acum am verific, intru pe un site de pe telefonul mobil, folosind wireless pe aici, sunt numărat ca o persoană. Dacă intru pe același site, tot de pe acest telefon, din autobuz, sunt a doua persoană. Dacă intru de pe wireless meu, sunt a treia persoană. A fost numărat de 3 ori. General, situația este că sunt în jur de 6 milioane, dar nu se știe exact. Sunt 6 milioane de oameni pe Facebook, din care eu am 5 conturi false, deci în 6 milioane pe Facebook. Cel mai vizitat este site-ul pe care intrăm noi ca români, conform unui studiu Mediascope de acum 2 ani de zile, sunt știrile, chestii legate de hobby-uri, despre pescuit și alte chestii, și social media, Facebook, Twitter, etc. Site-urile de știri publică în medie 100, acestea 10 sunt cele pe care le discuți cel mai des, adică în medie 100 de știri pe zi. Deci, întâlniți-vă să se potrece o mie de... Una bună închisă, te rog. Deci, asta înseamnă o mie de titluri pe zi, probabil dacă vizitați două, trei din aceste site-uri, trebuie să scolați prin 300 de știri. Aveți aici, o să vă prezentare mai ca să puteți studia mai bine, sunt câteva titluri de acum, cele mai virale articole de acum 2 săptămâni. Școala pregătește copii pentru eșec, Albanii trece vânătoarea, doctorat ajutat naziștii și așa mai departe. Astea sunt de bune, da? Pe politic, esența, reacția unei cuvință acum a voaie, o firmă spaniolă și-a amenajat bilonele de pădure, a fost pădure social, da? Și Macedonia a aprobat astarea clinică pentru pedofilie. Pe IDNC, da, mai este la fel de nasoală, îți încași telefonul într-un mod greșit, ca vreau de Facebook din fiecare utilizator și așa mai departe.
Întrebarea este de ce se viralizează cele mai stupide articole? Pentru că, cum ați observat din cele trei exemple, majoritatea sunt fie stupide, fie foarte stupide, fie fără legătură între titlu și, și conținut. Are cineva idee? Haideți să vă dăm niște exemple. Chestia asta este germele din salata de la McDonald's. Dacă nu știți povestea, acum un an de zile, cineva a intrat la McDonald's de la metro de la Unirii, a cumpărat o salată și în această salată se afla aceste o mii de germe ce mai care este. A făcut poza, a pus-o pe Facebook și vreme de trei zile omul a făcut tot ce a putut posibil ca să popularizeze povestea. A trimis la televiziuni, a cerut like-uri, a pus sponsor post, cam la treia zi să-și dea seama că să șteargă chestia asta și să spună că eu mi-am dat seama că această poveste nu va afecta reputația. Domnul Limita lui, dacă spune ceva, spune că s-a venit cu mine. Trei zile și-a dat seama că nu poate afecta reputația această poveste. Alt exemplu. Nu, povestea anterioară a fost și unul de mii de rezultate mântări pentru chestia asta. Povestea aici o să vede foarte bine. Aici undeva sunt niște viermișori. Asta este de la KFC. Cineva a cumpărat de la KFC aghitare de pui și după când vedeți este și foc aici a fost ceva de când a fost cumpărată și KFC-ul în final și în KFC erau viermișori. Toată lumea s-a dat cer și like mai departe, foarte încurajată. Nimeni nu s-a întrebat, băi, dacă trebuiești mizerii astea congelate la 100 de grade sau cum mai va se bagă în ulei, poate poți bine să supraviețuiască. Toată lumea a dat cer și like mai departe, pentru că este, dacă este pe internet, trebuie să fie adevărat. Și mai sunt povești de genul ăsta. Favorita, una din favoritele mele, pentru că sunt atât de multe prete în sală. Închipuiți-vă că primiți în poștă o scrisoare, domnișoara Iunescu, sunteți chemat la fabrica Danone pentru recoltare. Okay? Cam așa. Deci, povestea asta cu Danone și bacteriile, cu Danone care își face aurtă din bacteriile vaginale, a avut peste 60.000 de aprecieri în social media. Altă poveste, moartea prin Coca-Cola, care a fost foarte, foarte apreciată anul trecut. Prima știre era Coca-Cola, titlul știrii era Coca-Cola omoară și în al doilea paragraf se spunea foarte clar că persoana respectivă a fost o singură persoană care a murit după ce băuse vreme de câțiva ani de zile 8 litri de Coca-Cola pe zi. La fel, moartea prin Red Bull, o puștoaică de vreo 16 ani, a decedat anul trecut, după ce a băut 3 Red Bull-uri după altul în vreo oră și jumătate. Din nou, nimeni, toată lumea trebuie share și mai departe, au niște discuții foarte interesante cu oameni care erau foarte mult aceasta și băi, nu mai vezi cu acolo omoară. Bă, da, dacă dai 8 litri, dacă dai 8 litri, dacă pe zi poți să mori. Dacă o băutură care vă dați vas, la fel, Red Bull omoară. Da, dacă te-ai trăit dacă te-ai trăit nu mai ai nimic. Un alt exemplu favorit, pentru cei care sunteți în Lepa, poveste cu care mai apare o dată la Dan Lizer, funda care l-a amigat pe geam de procurorul Lele pentru ca să poate beneficia la hap. Povestea asta apare la câțiva ani de zile, nu există nimeni care să confie în povestea asta, nu există niciun fel de detaliu, nu există, este un iconul jurnalistă. Toată lumea știe chestia asta, nu are nicio dovadă. Deci, dacă nu ai ce publica, dar din nou, ceva mai găsește povestea unui profesor și-o învia. La fel, a apărut anul trecut, zeci de mii de like, toată lumea mi-a dat și face punta, este un criminal. Ok, are cineva clar, concret, o persoană care să zică, bă, da, eu l-am văzut sau eu eram acolo? Nu. Întrebarea este, cum ajung toate articolele astea, moartea prin Coca-Cola, bacteriile vaginale? Am comandă, dar nu ăsta, frigiderul, dar nu este aici, spune-mi dacă ieșiți. Întrebarea este cum ajung aceste articole virale. Uneori, prin rea voință, sunt oameni de la companii concurente care le dau mai departe. Asta este un număr mic.
formule demonici sau formule de auto sunt cunoscute ca fiind populate de panicați care se bucură să dea mai departe și dau mai departe absolut orice actoare de tău cu realitatea. Mai este și cazul prostiei care oamenii nu-și dau seama foarte bine ce fac. Părerea mea este că e, mare parte este nepăsarea. Am citit titlul și mi-am făcut treaba dând mai departe. Nu am stat să mă gândesc o secundă dacă este, dacă într-adevăr Coca-Cola omoară sau dacă într-adevăr omul este un criminal sau dacă într-adevăr ce fac mai departe. Sunt foarte, foarte, foarte multe și dacă vă uitați inclusiv astăzi sau inclusiv ieri, vedeți două, trei povești de genul ăsta aflate mai departe pe Facebook, pe niște oameni care n-au stat să gândească, bă, dar chiar nu știu ce fac, chiar mult timp nu m-au de acolo. Nu, dar mai departe și mi-am făcut treaba. Cum putem să obținem chestia asta? Prin documentare. Prin documentare, întrebându-ne, bă, e posibil așa ceva? Hai să întrebăm pe cineva care se pricepe. Vrei să găsim pe cineva care vrează o companie de iaurt? Vrei să găsim pe cineva care vrează o companie de Coca-Cola? Putem să găsim un doctor? Am avut o discuție foarte interesantă cu o cușoaică care era convinsă că Coca-Cola omoară și că ia uite, își povestea toată era atât de încrâncenată că Coca-Cola omoară și uite câte zahar, uite câte zahar, ok. Dacă vei un litru sau două litri pe zi, nu se întâmplă nimic. Saharul ăla, dacă vei 8 litri sau 5 litri, da, dacă vă omoară. Dar la 2 litri e ok. Nu uite cu saharul ăla. Mergi mai departe. Nu poate. Ba da. Oameni care au prins o chestie și sunt convinși că da, se întâmplă chestia asta, dar fără să gândească mai departe că nu 2 de la 9 oară, ci toată 5, 8. Da, poate de la 2,75 sunt. Eu, altă chestie, majoritatea nu citesc articolul, citesc un paragraf, văd că s-a întâmplat ceva, am murit cineva, deci emoțiile este sigur, dăm mai departe, nu stăm să citim, văd, la paragraf 2 spunea, am murit că am băut o plinie. Și aici intervine partea amuzantă, pentru că sunt foarte mulți la companii. În timp ce mă documentam pentru prezentarea asta, am observat că sunt foarte mulți oameni din companii care dau mai departe mizerile astea. Ok, este contul. Am încercat să discut niște oameni de la PR și de comunicare despre problema asta. Răspunsul care mi-a venit este că oamenii sunt în timpul lor liber, contul Facebook le aparține. Zic, și am spus, ok, este adevărat, numai că nu dă mai departe o părere politică sau o părere personală. Dă mai departe o mizerie absolută, fără nicio legătură cu realitatea. Aici nu mai vorbim de că omul este nazist în timpul liber, că nu este la companie, dar acum aici treaba. Vorbim de dat mai departe tot felul de mizerie. Și astăzi dă mai departe o mizerie despre o altă companie și mâine dă mai departe o mizerie despre voi. Și s-a finanțat. Și să dăm și câteva exemple. Tata asta este aici în sală, Sabina, unde ești? Da, să vedem. Așa. Ea lucrează la o firmă care întâmplător, absolut întâmplător, vinde, ce credeți voi că vinde fata asta, ca să întreb așa? Nu, vinde canale video întâmplător de filme. Ce poți să recomanzi unui om? Hai să recomandăm un site de filme pirat, pentru că este bun. Da? Cum pare că ai dat like la știrea cu Coca-Cola la omar? Cum pare? Așa, ai dat like. Mai departe, alt exemplu. Un handicapat la o firmă de haine, Vivian Sincairo, se revoltă pentru că au văzut noua noastră colecție. Chestia asta se întâmplă. Ăștia sunt oamenii care astăzi dau like la rahaturile care voi, ca și oameni de comunicare, credeți că n-am nicio legătură cu voi. Ce, a dat like la o chestie că, nu știu, antenele Vodafone provoacă cancer. Nu cum suntem, nu suntem, dar mai nu avem nicio treabă o chestie asta, poate să dea like la el la chestia cu antenele. Și mâine va da like, mâine va scrie chestia asta pe Facebook, despre firma voastră. Alt exemplu mai recent, o gagică de la firmă de PR.
ăștia sunt oamenii lăsați nesupravegheați. Da? Astăzi s-a bucurat ca la Nike la acolo și mâine scrie mizeria asta. Și nu e nimeni care vine. Fata asta a fost conciliată și cer din exemplu anterior la fel. Dar chestia asta pot fi prevenite făcându-l pe angajat să înțeleagă că, bă, ok, nu dai mai departe o mizerie despre firma noastră, dai mai departe o mizerie. Nu mă gază, astăzi e despre mine, mâine despre tine. Cam asta este prezentarea mea, este că am fost foarte scurt, Marta. Exemplar. Marta, am dat vorbit de o poză cu tine. Da, excelent. Nu era aprobată. Un gând de final e următorul. Sunt foarte mulți oameni care sunt la companii, sunt foarte mulți oameni care sunt la agenții. Nu lăsați mizerii de genul Coca-Cola sau nu știu ce să... Asta din urmă. Nu le lăsați să se propage. În momentul în care au apărut, răspundeți și în momentul în care ai dat un răspuns, lucrurile au tendința să se ducă în jos. Nu le lăsați că este o mizerie, lumea o va refuza. Da, oamenii care gândesc vor refuza din start genul ăsta de mizerie, pentru că acum și citești. Dar pe lângă oamenii care se pot dea singur la șerpuri, sunt o mulțime de oameni care citesc CSP, se uită la Mircea Solcanu și așa mai departe. Și aia nu gândesc singur, aia au nevoie de cineva care să gândească pentru ei. Și aia s-a putut să citesc știri de genul ăsta și mâine sunt convins că așa s-a întâmplat. În momentul în care aveți o criză de genul ăsta, încercați să scriviți cât mai repede și cât mai aplicință, pentru că, nu, vorbim de zeci de mii de mențiuni, care puteau fi genul de chestii de... Dau exemplu. Unde naiba a apărut o omidă în McDonald's-ul de la Unii? Acum, serios, că nu-s copaci acolo să zici că a căzut într-un copac și a intrat în timp. Acolo e în metrou. Aici, la fel. A, puteau să fac un video să spună. Mânca vartata, uitați cum arată o bucată de friptură băgată la 120 grade de ulei încins. Nu supraviețuiești, știi nimic. De ce credeți voi că puiul ăsta poate să stea 6 luni în aceeași formă? Pentru că îl omorâm de tot, devine o matare inert. Nu rezistă vielul în el. Nu, i-au stat și i-au, mă rog, au încercat să o retorbe așa, pe Pășestac, în loc să pună, în loc să-i dea în cap din prima. Dar de ce a trebuit să facă o companie când s-a tot astfel de situație? Părerea mea. Să rezolvăm cât mai grafic putință. Cât mai grafic însemnând poze, însemnând video, însemnând nu știu. Îți dau un exemplu foarte bun. Toată lumea, în momentul în care discutăm despre fast food, să dau exemplu ca a fost prăjit de la McDonald's, da? Uite ce se întâmplă în Canada, uite ce se întâmplă în SUA, uite cum arată cartofii după ce au fost lăsat, uite cum arată după ce au fost lăsat 6 luni de zile într-un borcan. Ok. Ce se întâmplă? Nimeni n-a întrebat cum se fac cartofii ăștia. Dau exemplu. Dacă ar apărea mine un clip în care se arată că, de fapt, cartofii sunt bucați la 120 grade în ulei încins. Noi nu putem să încălzim uleiul decât până la 100 grade. Sunt bucați la 120 grade și sunt transformați într-un material inert care nu mai are niciun fel de proprietate și este pe care trebuie să-i faci niște mucipări ca să aibă gust de cartof. Mai întrebat, toate chestiile astea se rezolvă. Cât mai grea fi cu atât mai făiomule un clip. Au făcut, pe tema asta au făcut cei de la McDonald's Canada, au arătat cum se prăjește și cum se face o filmare cu ruselor, ca să-și dea lumea seama de ce se întâmplă, ce se întâmplă. Și atunci lucrurile au început să se ducă în jos. Nu mai sunt atât de mulți oameni care sunt convinși că testul nu e rău. Mă rog, dacă aveți întrebare la Liverpool, să știți că nu mă știu. Poate să fie și elegant. Mulțumim foarte mult! Mai rezolvăm!